Já to continuám, mám vení se kolekte z poléno a je čám un prun. Încă n-am florit, mărul n-am florit. Să vedem ce polen adunăm și noi, așa la nivel de hobbyști. Aici avem un pic, golim aici în acest vas. Polen frumos. Mâine mai adunăm, mâine e altă tură. Dacă e vremea frumoasă, se poate. Mergem mai departe. La următorul. Și aici avem un pic. Foarte bine. Colectoarele sunt dezactivate de la ora 3. O să vă zic despre importanța dezactivărilor. Iată ce se întâmplă unde dezactivez colectoarele. Trebuie să-și facă puietul zborul. Una dintre ele, plus că își mai adună și ele un pic. Un pic de polen. Iată. Încă un pic. E foarte bine. Mergem la următorul, ăsta a fost mai puturos. Nu știu de ce, dar nu contează. 2-3 grăunțe. O să-l verific eu mâine, să văd care-i treaba. Ăsta e mic, n-a adunat, ăștia au fost mai micuți, nu i-am activat. Dar ăsta am activat un pic. Văzut o frunză. Bun. Foarte mulțumit. Avem și noi o lingură pentru deseară, pentru gustare. Ha, trece un pic. Foarte bine. Și aici un pic. Na. Se adună. E un polen foarte frumos, așa. Roșcat, cred că e de la păpădie. Păpădie în mare parte. Trecem și la lângul ăsta. Ce faceți aici? Ați adunat ceva? Da. Ăsta se vede, e mai puternic. Așa. Și băgăm în congelator și îl păstrăm pentru diferite nevoi. Iată, aici se vede și mai bine de ce este nevoie să dezactivez colectorul. Acele albine sunt pui care ies la zbor după ora 15, după masă. Deci trebuie un pic avut grijă și de rutina albinei, adică dacă lăsăm colectoarele închise, ele sunt supărate acolo. Da, iată ce frumos zboară puietul. Mi-au adus și un pic de polen. E bine. Hai, plecați de acolo. Ia să mă bag în fața lor, să nu intre. Așa. Aici este unul micuț la care aduna și el. Și tot așa, până la ora 15 o să-i
active și lui. Dar e micuț, el l-am făcut de test, să văd dacă adună ceva. Mai am, câți mai am aici? Un, doi, mai am trei. Așa, după mână, un kilogram, așa. Aici un pic, având în vedere că nu sunt florile încă înflorite, numai un pic de păpădie. E bine. E bine și pot colecta până în iunie, la sfârșit pot colecta. Deci am 2 luni de zile în care voi colecta polen în continuu. Foarte fain. Foarte fain pentru zona mea. Pentru zona mea e superb. Aici un pic, uite. E bun. Deci e polenul ăsta, zilele astea sper să fie păpădie cât mai mult și în funcție de cum se va schimba, o să modificăm și noi recipiente. Bun. Cam atât pe ziua de azi, până data viitoare, numai bine!